Domnul, eu zic să purtăm o discuție rațională, că râde telespectatorii și nu de mine. Vi se pare normal ca un om cu 2-3-5 să ajungă în învățământ? V-ați lăsat copii o oră în preajma lor? Eu am înțeles că pe baza mediei din septembrie au căpătat. Cât putea să se deștepte un absolvent de teologie de la 2-3-5? Cât putea să urce? Păi nu știu de ce puneți problema așa. Și nu e numai vorba de teologie. Exact, că nu e vorba de teologie. Cum facem? Dacă ia 2-3-5, mai are voie să mai dea în septembrie? Pentru că învățământul aspiră toți eșuații. Din păcate, deci, uitați nu ai unde că să te au dreptul să te duci în învățământ. Și un concurs județean. Nu știu cum facem. Li se dă dreptul prin metodologie. Așa cum am mai spus și altă dată, li se dă dreptul educatoarelor și învățătorilor să treacă pe o catedră într-o specialitate nou dobândită, fără niciun fel de examen. Asta este. Metodologia. N-am făcut-o noi. Din păcate trebuie să o respectăm. Și nu ne convine. Aveți o situație cu candidații care au obținut în primă fază la examenele de titularizare medii sub 5 și ulterior au ajuns la catedră? La disciplina mea, da. Dar cât la disciplina sunt? Limba și literatura română nu e niciunul. Acolo nu aveți. Dar la celelalte materii? Nu știu. Păi, da, vedeți că există noi avem la decât la, la religie. Probabil pentru teologie. Că după ce s-au repartizat cei care obținuseră inclusiv media 5 la concursul din iulie, au apărut niște catedre sau ceva, ore vacante, eu asta știu, și atunci s-a susținut un concurs județean. Aș vrea să subliniez că, spre deosebire de celelalte materii, ca să ajungi profesor de religie, trebuie să mai depășești încă un filtru, adică să iei o binecuvântare de la Mitropolia Olteniei. Toți acești profesori au fost binecuvântați de prea înaltul. Pe ce criterii, n-are rost să mă mai pronunț eu acum. Și aș vrea să facem repede trecerea la un alt caz, e vorba tot de un profesor de religie. Practic, promovarea lor a dat-o Mitropolia. A fost făcută de Mitropolia Olteniei. În afară de notă, da. Ei trebuie ultimul să aibă și binecuvântare. Da. Cer scuze. Nu se poate nici una... Ajungem la Colegiul Comercial Virgil Magiaru, o altă școală de elită din Gorj, fostul liceu economic. Avem aici un profesor de religie, Bârcoi Laurenți. Am un document aici, emis de aceeași mitropolie a Olteniei, care în 2006 îi dădea un ultim avertisment acestui profesor. Și spunea că la prima abatere va fi exclus din învățământ. Până în 2009 am mai făcut o mulțime de abateri, motiv pentru care la începutul anului școlar care tocmai s-a încheiat, pe mulți părinți și-au retras elevii de la clasele la care au aflat că urmează să predea Bârcoi Laurenți. 80% și-au retras copiii. Inspectoratul, fiind informat în legătură cu această stare de fapt, a trimis 3 inspectori la clasele la care continua să predea Bârcoi Laurenți. Și am aici un raport scris semnat de cei 3 inspectori. Raport scris. O să vă citesc pe scurt ce constată cei 3 inspectori. Nu a precizat scopul, metodele și obiectivele lecției. Nu utilizează încurajarea și aprecierea. Nu ține seama de momentele lecției, ignorând în totalitate pregătirea aperceptivă a elevilor. Nu notează ideile principale ale lecției pe tablă. Nu utilizează material didactic, nici măcar manualul. Nu comunică eficient, ca ton, ritm, stil cu elevii. Nu încurajează elevii să-i adreseze întrebări suplimentare. Planificările pentru disciplina religie nu sunt actualizate, ele datând din anul școlar 2008-2009. A se reține că asta e o activitate obligatorie. Nu poate să te prindă 1 septembrie fără să ai planificările făcute. Nu dovedește tact pedagogic și nicio bună pregătire metodică și psihopedagogică școlară. Nu a participat la niciun stagiu de formare continuă. Și cei 3 inspectori propun niște măsuri de remediere și niște termene. Ce s-a întâmplat exact în zilele în care se desfășura inspecția, în octombrie 2009? Domnul profesor a suferit un șoc. S-a dus la director și i-a spus că nu poate să mai rămână la școală, s-a învoit. S-a dus la un medic legist, care l-a scrutat așa, din cap până în picioare, și i-a dat vreo 2 săptămâni de îngrijiri medicale. În baza acestui document emis, dacă spune că în fals, se supără ea, domnul inspector, pe mine.
Acest domn profesor a făcut plângere penală împotriva unuia dintre inspectori. Cum adică să îl zugrăvească într-un asemenea fel într-un raport? Deci pentru că acel inspector și-a făcut datoria, s-a trezit cu plângere penală și cu un comisar de poliție pe cap la inspectorat. Plângere penală pentru ce anume? Că a fost calomniat și insultat. Din verificările care le-am făcut eu, lucrurile stau exact invers. Inspectorul a fost cel apostrofat de față cu elevii de către domnul profesor. Acum, inspectoratul a cerut și o a doua inspecție, să vadă dacă s-au remediat măsurile cerute. S-a desfășurat a doua inspecție în luna noiembrie 2009, au constatat că nu se îndreptase absolut nimic și s-a făcut o notificare către conducerea colegiului Virgil Magiaru, nici până în prezent n-a existat nicio reacție. Deci, conducerea colegiului a aruncat pisica în curtea inspectoratului, rezolvați voi dacă puteți, că noi n-avem cum cu băiatul ăsta să rezolvăm. Văzând că nu vine nicio reacție, de la colegiu au informat Mitropolia. Și aici următoarea fază e de tot râsul. În urma informării adresate de inspectorat Mitropoliei a fost o masă notorie la inspectoratul școlar Gorj, în care s-au pupat, s-au îmbrățișat și s-a stabilit așa. Scrie aici, nu spun eu lucrul simplu, deși ar trebui vorbind de profesor de religie. Au stabilit așa, domnul profesor Bâcui Laurențiu își retrage plângerea penală, care oricum era nefondată, și își ia angajamentul că nu mai face nicio tâmpenie. El lăsat la catedră până la prima abatere. Prima abatere deja s-a întâmplat, acum vreo două săptămâni a fost un nou incident, a trebuit să fie deja cercetare către inspectorat, din câte știu eu, nu e. Cam asta. Și aveți, dacă ar fi fost legea cea nouă aplicată, deci dacă ar fi aplicată, sau dacă s-ar aproba legea cea nouă, Bocăi Laurențiu n-ar mai apuca să facă a doua abatere, pentru că fiind titular pe unitatea de învățământ, nu și-ar mai permite. Așa el este titular în învățământ și știe că e foarte greu să îi desfaci contractul de muncă, să-și piardă titularizarea și atunci face tot felul de subterfugii, de șmecherii. Uitați, până și Mitropolia ziceți că l-a considerat că e băiat cu minte. Pe aceleași criterii pe care profesorul ăsta cu 2,35 a ajuns să primească binecuvântare. Oare pe ce criterii? Păi da, că el a primit Evlavia, probabil... S-a dus cu lumânări da, lungi. Nu, probabil că dacă îi veți întreba pe cei de la Mitropolie, vor spune că i-au dat binecuvântarea după ce au obținut media peste 5 la concursul județean. Bănuiesc că acesta va fi învățământ în Gorj astăzi. Sunt nereguli în învățământ în Gorj astăzi. Da, bineînțeles, nu și numai în Gorj. Inspectoratul în tot își face treaba. Da, inspectoratul își face treaba. Din păcate, nu își fac treaba cei care sunt aduși la catedră, așa cum și sunt aduși. Diriginți. Nu știu dacă este cazul să mă ironizați. Nu, nu vă ironizez. Eu am discutat pe lege, am încadrat într-un articol, îl repet, că poate l-a citat, 42, litera H, aveți regulamentul în față, citiți-l și nu e cazul să mă ironizați. Eu sunt decentă, eu nu vă ironizez, dar dacă acesta este modul de discuție al unui jurnalist, atunci suport și asta. Domnule, eu nu vreau să vă supăr, dar ceea ce vreau să vă explic. Noi vrem să obținem niște super, răspunsuri. Nu am de ce să supăr. Doamna inspector, spuneați că sunt nereguli în învățământ. Da. Da? Peste tot sunt nereguli. Dar ce? Există undeva perfecțiune? Suntem oameni, nu putem fi spuneți perfecți. Spuneți-mi ultimele trei măsuri care le-a luat inspectoratul cu trei cadre didactice în Gorj. Pe segmentul pe care îl conduceți, pe limba română. Pe limba română? N-a fost cazul. N-a fost cazul, da. Ia uitați-vă. Trebuia să atingeți. Bineînțeles, dar sunteți suficient de inteligent da, da. Ca să faceți anticipări de genul ăsta. Da, avem profesori foarte bine pregătiți la limba română, dar care continuă să ceară elevilor comentarii. Și ne întrebăm de ce ies elevii tâmpiți din licee. Pentru că